Recenta ședință a Consiliului Local Deva nu a fost una deloc liniștită. Reprezentanții PSD și AUR din legislativul reședinței de județ având numeroase obiecții. Așa a fost și în cazul proiectului de hotărâre privind trecerea de la Ministerul de Interne la Primăria Deva a blocului neterminat de lângă Poliția Municipală. Acesta urmează a fi finalizat, iar apartamentele, după modelul de la Oradea, vor fi locuințe de serviciu la chirii sub prețul pieței pentru tinerii care, după terminarea studiilor universitare, vor reveni la Deva. Primarul Florin Oancea i-a arătat din nou cu degetul pe consilierii celor două partide, acuzându-i că se împotrivesc intereselor devenilor. Răspund doleanților devenilor. Ce mi-au zis mie deveni? Domnule primar, sunt câteva blocuri fantomă, clădiri fantomă, abandonate, focare de infecție. Palatul administrativ, clădirea de la Liceul de Arte, blocul de lângă de pe Alea Saturn, de lângă Poliția Municipiului, toate acelea nu erau în proprietatea primăriei ca să poată să investească. Prin acest demers, îl transferăm din proprietatea Ministerului de Interne în proprietatea municipalității, îl finalizăm și destinația e una clară, locuințe de servici. Să vină tinerii care au plecat din Deva în centrele universitare, să se reîntoarcă în Deva și așa cum a făcut Bolojan la Oradea, vom face o chirie sub prețul pieței, în așa fel încât să încurajăm să se întoarcă acasă. Un lucru normal, decent, de bun simț și mai ales absolut necesar. Și aici au fost probleme. Dom'le, tot ce vrei să faci, ăștia se pun de acum răzișul. Și eu ce fac atunci ca primar? Inițiez proiecte, ați văzut că marea majoritate trecut, da? Și ies public și le spun devenilor adevărul. Ia uitați, cu degetul arăt. Ce spun în față? Grija față de deveni. În spate, ce fac? Se opun, se pun de acum răzișul. Să le fie rușine. În cele din urmă, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi de cei 18 consilieri locali din Deva prezenți la ședință.